Salutare băieți și bine m-am găsit la un nou episod, nu de Brawl Stars, chiar dacă vedeți Brawl Stars pe fundal, nu știu dacă v-ați prins sau nu, dar astăzi o să ne jucăm Roblox. Tot mi-a spus ca să mă joc Roblox și să încerc joculețul acesta, până când să intru eu pe Magazin Play să actualizez jocul ăsta de mai le-am eu pe telefon, am vrut să actualizez și Zuba și am văzut că mi-a apărea la recomandate Roblox-ul. Ce am zis eu? Bă, hai mă să văd, e pe telefon, adică merge pe telefon. Bine, acum sunt pe tabletă, în momentul de față, dacă tot o folosesc gen și mă ajută ea. Am instalat Roblox-ul pe tabletă și vreau să văd dacă chiar merge atât de bine Roblox-ul pe tabletă, la fel ca pe calculator. Bineînțeles, dacă se vor strânge peste 5.000 de like-uri și dacă apăsați butonul de like, o să mai facem un episod special, gen o să deschidem chiar și o serie, dacă doriți, nu numai cu tycoon-uri de Brawl Stars sau ce naiba o să încerc eu pe aici, că am văzut câteva game mode, nu știu naiba cum se spun ăștia. Foarte interesante. Deci nu uitați de butonul de like și de abonare acolo, să-l rupeți în două, să apăsați butonul de like, follow pe Instagram, nu am pe unde să-l arăt, dar găsiți în descriere, TikTok și așa mai departe. Fiți atenți aici. Am găsit unul foarte, foarte șmecher acesta. Bine, nu prea e, cum să zic eu, the best game modul acesta, dar poți să iei practic, cum să spun eu, brawlerii din joc. Poți să te costumezi. Bine, o să se miște în lag. Vă spun de pe acum că o să se miște în lag. Mi se pare că de aici sar, ok. Deci fiți atenți, băieți. Sper că se mișcă ok, se mișcă ok. Avem Piper-ul aici, băieți. Și mă pot costuma în Piper. Nice, nu? Și dacă o să var... Ia să vedem. Acum are lag sau de ce? A, mi l-a dat pe ăsta? Nu mi l-a dat pe ăsta. De ce neba nu mi l-a dat pe ăsta? Ia să vedem. Trebuie să mă pun pe ăsta într-o poziție normală? Nu, se pare că nu. Fiți atenți aici câți brawlers sunt, băieți. Câți brawlers sunt? O bit. Deci, cred că sunt toți brawlerii din joc. Ăsta nu e brawler. Bro, ce caută porcăria asta de aici? Ben. Și cum pot să-mi schimb brawlerul de fapt? Nu știu de ce naiba nu mă lăsa să mai schimb oare. Nu mai pot să mai schimb brawler gen odată ales. Nu mai pot să mai schimb. Uitați-vă ce este aici, băi. Toți brawlerii, mai puțin porcăria asta, că ăsta nu este din joc. Mamă, cum arată Jesse, bro. Bibi. Ce-i cu Bibi? Deci, ăsta nu este din Brawl Stars, bro. Ce caută ăsta? Ia să vă pot să-mi schimb? Dar nu știu cum pot să schimb brawlerul. Deci odată ales nu mai pot să-l mai schimb sau care e faza? Eu nu înțeleg. Cum neva pot să mai schimb brawlerul? Și mai sunt o grămadă, frate. O grămadă mai sunt pe aici. Nu știu cum pot să trag. Văd că poți să te duci la Shadow, un gem grab. Cred că poți să te bați, bă, ești nebun. Dar eu vreau să-mi aleg... Ia uite-l pe Dana, mai Carl. Ce porcărie, este efectiv super, super băguit. Trebuie să dai reset caracter ca să schimbi brawlerul, de fapt. Hai să ne alegem un brawler special. Știi ce am mai văzut eu pe aici? După aceea o să încerc să mă duc la Gengrab, la Shadow, nu știu, o să mă duc pe la astea de pe aici. Am mai văzut skin-uri. Carl, Spike, Dynamite. Ăsta nu este skin-ul ăsta băgat, bro. Leon, Spike, ia uite-l pe ăsta, frate. Ce vreau să fie asta? Daryl? A, e Daryl ăla cu skin-ul. Bă, ești nebun, ăștia au băgat și conceptele de skin-uri. Bă, ești nebun, la cap au băgat și conceptele de skin-uri, băieți. Și vrei să zici că ăsta este El Rudo, El Primo? What? Ok, vreau să-l aleg, băieți. Vreau să-l aleg pe Mr. P sau pe 8-Bit Virus. Cred că o să-l aleg pe 8-Bit Virus. Astea, dar uitați-vă și voi cât de bune. Deci, astea sunt skin-urile, ultimele skin-uri băgate pe joc. Gen adăugate. Ultimele skin-uri și spune aici New skin and new brawler. Bă, ești nebun. Hai să-l aleg pe 8-Bit, băieți. Bă, ești nebun la cap. Cum arăt, lol. Bă, dar e foarte bine făcut gen jocul. Super bine făcut. Adică chiar arată în timp real. Chiar sunt eu, 8-Bit. Dar cum pot să scap de porcăria asta de pe margine? Nu pot să scap de porcăria asta de pe margine? Hai să mă duc la un Shadow, să vedem cum decurge. După aia o să intru în alt lobby. Lobby, nu știu naiba, cum naiba se numesc. Bă, da, greu se mișcă. Să mă zici că am mișcarea lui 8-Bit. Unde intrăm? Intrăm la Shadow? Hai să intrăm la Shadow. What? Și ăsta este Shadow, nu? What? Mă, stai așa că nu înțeleg. Hai să luăm acum de data aceasta Mr. P. Ce s-a întâmplat cu mine? Cum am murit? Cine m-a omorât? E clar, nu este cel mai... cel mai bun joc de a, nu știu, de a putea fi competitiv.
Am intrat și am murit. Știi ce ai să intru la Brawl Ball? Este minge? Puteți să ne jucăm cu mingea? Mă, ce naiba e ăsta? Poți să mă sui pe ăstea? M-am băgat în buș? Ia uite mingea, băi, ești nebun? Și am luat mingea și ce fac? Fug cu ea în poartă? Tom! Unde-i poartă? Bă, ce-i jocul ăsta, băieți? Bă, nu înțeleg, frate, eu nu înțeleg. Deci am luat mingea. Mai are și ăsta o altă minge. Deci, de fapt, nu sunt eu singurul cu minge. Și ăla fuge la fel cum fug și eu cu mingea la picior. O am la picior, ia să vedem. Da, acum o am la picior. Și Mădălin se duce, Mădălin se duce, se duce, Mădălin se duce. Și autogol. Și cum pot să mă omor, băieți? Cum pot să mă omor și să intru și eu într-un alt game mod mirobolant, fantastic? Am pierdut mingea. Da, este foarte tare. Chiar îmi place, chiar o să mă mai joc. Dacă nu ați realizat, are chiar și muzica din Brawl Stars. Minunat. Vreau să mă mai bag, vreau să le iau pe ea, să vedem pe cine să luăm noi, pe cine să alegem de aici. Dar sunt foarte mulți jucători, mă, foarte mulți copii care se joacă. Hai să-l alegem pe Leon. Ia uite, mă, frate, ce frumușeac ei sunt. Wow. Și mergem în robbery. Ce e ăsta robbery? What? Ce n-ai băi asta, mă? Robbery. A inventat un nou game mod. Cred că este de ajuns cu asta. O să încerc să caut și un obby, să văd dacă găsesc un obby ok de Brawl Stars. Am înțeles. Dacă vreți, băieți, să mai fac astfel de episoade, v-am zis, nu uitați de butonul de like. Poate o să fac un episod chiar și cu Clash Royale. Clash Royale în Roblox. Dacă o să găsesc. Și cred că o să găsesc mai multe de Clash Royale. Am înțeles. Hai să mai căutăm un nou... Ce n-ai băiat asta băgat aici? E bâtă? Pot să iau bâta ca să mă bat cu ea? Ia uite-l pe Spike! Uitați-l pe Spike, băieți. Doar că nu mișcă. Da. Hai să mai căutăm un nou lobby. Am schimbat jocul, băieți. Cred că am intrat într-un obby, dacă spun eu corect. Văd că trebuie să calc pe Leoni. Cum a sărit ăla? Ok, cum a sărit ăla, dar cum am sărit și eu. Stai așa puțin, că este cam... cam greu. Hai mă, restartează-o. Nu o să se audă pentru că efectiv au muzică pe fundal. Hai că am trecut de prima parte, am schimbat gen, am pus puțin pe mut. Din simplu fac că nu vreau să-mi iau copyright, ia să sărim noi. Ok, hai că am sărit. Oricum e cam dificil de pe tabletă, cred că este... Este mult mai ușor de pe calculator. Bine, următorul episod, dacă o să-l fac, o să-l fac de pe calculator. Bineînțeles, de pe telefon mi se pare foarte, foarte, foarte... Gen... greuț așa, ia să ne uităm. Bine, acum sunt pe tabletă, nu sunt pe telefon. Let's go! Eu nu trebuie, cred că nu trebuie să... Ating astea roșii. Nice, bro, ok, hai cam at... Am ajuns la următoarea asta, hai să o iau așa ușor. O luăm la stânga, pam, pam, pam. Deci nu pot să pun muzică din, din simplu fapt că mi-au copyright, adică are o muzică copyright. Și am dat volumul încet. Bine, noi oricum o să avem pe fundal ceva melodie. Hai să mă concentrez, Ai, eu pot să mișc camera așa, bam, ok, hai că am checkpoint. Mă trebuie să sar pe stelele astea, ok, și care este obby-ul gen cu Brawl Stars? A, ia uite, gata, bun. Acum sărim pe capul lui 8-bit. Ok, hai că s-a lăguit puțin, dar este totul în regulă. Nice. Și acum, care-i hazul cu pistoalele astea? Care-i hazul cu pistoalele, băieți? Lava, nu? Ok, am înțeles. Da, se pare că lava arde. Dacă o ating, cred că mă spawnează de aici. Ok, perfect. Ia să ne concentrăm. Trebuie să sar pe centru. Ok, hai că am sărit pe centru până poi marți. Se mai aude muzica? A, nu, că am dat din joc, ok.
Bine, mă. Acum sărim pe Pem. Asta este Pem-ul. Mai la început am sărit pe Leon, acum sărim pe Pem. Ok, am dat double jump și nu trebuia. Nu este nicio problemă, o să trecem foarte rapid asta. Ok. Și câte stage-uri sunt? Întrebarea mea este câte stage-uri sunt? Bă, vorbesc serios la ultima? Doamne, trebuie să mă concentrez. Asta este mai greu ca Brawl Stars. Dar e bine că nu prea mă pot enerva pe ăsta. Ce-i drept? Adică, tot îți spuneați, Mătălin, joacă-te Roblox, că nu poți să te enervezi. Da, aveți dreptate. Mai zic că sunt și checkpoint-uri. Nice. Acum, pe ce mai sunt? Pe sticle? Hai că sunt sticle pe Brawl Stars, dacă e. Ia uite cum, doamne, cum. Ia uite, bă, de ce n-ai cade în sticlă? Ok, din nou cu chestia asta. Hai să o luăm așa. Gen ușor. Mamă, băi, e nasol rău de tot. E nasol rău de tot. Cu sensibilitatea. Cred că sunt 21 de stage-uri. Că mai în plastic ăla are cel de-al 21-lea stage. Și văd că nu mai avansează. Ok, să mă duc așa ușor. Interesant, mi se pare că este efectiv cu un picior în afară și nu cade. Se menține decât într-un picior. Hai, de bro... Mamă, ce era să o fac din nou. Am trebuit să sar pe ăstea roșii. Și ăstea roșii ce vor să fie? Baloane? Nice, checkpoint. Și acum, cred că... Trebuie să mă grăbesc! Nice, ok. Ce trebuie să sar pe ăstea, nu? What? Eu eram în afară și eram... n-am înțeles aici, sincer. N-am. Ok, am murit. Stage 16. Ia să vedem. La stage 21 ce ne dă? Ne dă ceva? Oare o să fie ceva wow? O să ne întâlnim cu Brawler de pe joc? Că aici nu prea m-am mai întâlnit decât am călcat pe Pem și atât. Mi se pare super nasol. Obi se numește asta, nu Tycoon. Dacă nu mă înșel. Ok, hai că am trecut. Pe zesta roșii din nou. Ce am ajuns să mă joc. Și sunt la 18. Acum ce trebuie să fac? A, trebuie să urc pe astea, am înțeles. Acum e scala, dăm pereții. Checkpoint, bam. Mamă, ce greu e asta. Asta este cel mai greu din joc. Uite, un megabox. Hai să luăm megaboxul, băi, să vedem dacă ne pică ceva. Și gen de la megabox încolo, ce va mai fi? A, aia este tot, practic. Hai să luăm megaboxul, băieți. Băi, dă-l încolo, frate. Cum a atins, mă? Ok, n-ați văzut, n-ați auzit nimic. Ok. Hai să-mi iau avânt. Și să mă duc jap. Și megaboxul e al meu! Bun, pot să sar pe megabox? Hai că nu am checkpoint. Ia să vedem. Speed, ce naiba sunt astea de aici? Nu vreau să mă sui aici, bro. Speed changer. 0, 5, 1, 2, 4. Păi ești nebun și am viteza. Wow! Bă, dar am viteză prea mare. Dă măcar X2, bro. Ia uite, bă, ce fug, ești nebun. Păi și eu vreau să mă duc pe megabox, bro. Megabox! Ok. Mamă, ce obi greu, băieți. Ce obi greu. Ăsta este megaboxul meu. Și am intrat într-un game mode, băieți. Am văzut că este foarte popular și foarte jucat, dar nu știu despre ce este vorba. Ce este asta roșie? Lol, pot să sar pe ea. Ok, am înțeles. Și opa, asta mi se pare că este cu Robux. Să cumperi. Ia să vedem, frate. Legendary Brawlers, Old Brawlers. Aolo, s-a lăguit puțin. Da, este de la joc. Hai mă, să luăm un Legendary Brawler. Ce ne dă? Băi, ești nebun și m-am dus la asta legendar, poți să iau bănuții? Am luat un Robux. Cash. Ce alegem, băieți? Spike, Crow, hai să alegem Sandy. Ok, Sleepy Sandy. Sleepy Sandy available now, what? Și m-a făcut Sleepy Sandy să mortu și...
Ce va trebui să fac? Interesant game mode. Sandy. Aaa, bă, ești nebun și m-a dat efectiv să mă bat cu Brawler? Păi și cum mă bat? Cum mă bat, băieți? Cum atac? Mă va bate, Max. Da. Roblox-ul este foarte tare. Este foarte distractiv. M-a omorât cineva. Uite, robot, bă, ești nebun, robot, Mortis. Hai că acum avem și sunet. Vreau să mai încerc o dată... ia să vedem la comuni. Sau nu, hai să alegem Mythic, să vedem dacă are nou Brawler pe Mr. PB. Nu l-ai pe Mr. PB. Nu îmi place, bro. Nu îmi place că nu l-ai pe Mr. PB. Hai să-l alegem pe Mortis. Să vedem cum arată Mortis. Ok, și văd că este și cu skin-uri. Oh, îl vreau pe ăsta, pe Rock Bailey Mortis. Mamă, dar numai Rock Bailey Mortis nu e ăsta, bro. Oh, gata, bro, că am nevoie de cu două. Yo, uite, bă, câta pieptănă. Păi și vrei să zici că eu atac o pieptănă? Light Warp. Păi și ce fac? Ia uite robotul cum vine după mine. Ah, și pot să... Să electrocutez? Ce nebunie am făcut? Îi electrocutez? Ce le fac, băieți? Nita, este electrocutez. Cineva mi-a făcut Nita. Sau eu i-am făcut chestia asta? Bine, des jocuri, frate, sunt jocuri așa, gen family friendly. Să nu te enervezi. Ia uite, frate, cum faci acum. Ok. Family friendly, să nu te enervezi, dar Mortis ăsta... Nu știu ce să zic dacă aducea Rock Bailey Mortis. În fine, cam asta a fost episodul, băieți, nu-l mai prelungesc atât de mult. O să încerc... Ia uite, mi-a dat cu osul în cap. Ce, mă? Ce osul ăla, mă? Cine-mi dă, mă, cu oase? Yo, bă, Leon! Leon îmi dă cu oase și le lasă pe mine. Bă, ești nebun? Da. Cam asta a fost episodul, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, de abonare. Dacă doriți să mai fac... Pleacă, bă, de aici, de lângă mine. Dacă vreți să mai fac încă un episod cu Roblox, am și murit, nu mai contează. De data, gen data viitoare o să-l fac pe calculator, nu o să mai fac pe tabletă, că mi-e greu să mă mișc de pe tabletă. Toate cele bune, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!